Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Ce este nespus între tine și persoana care te interesează? Ce ar putea să iasă la suprafață în perioada următoare? Avem două grupuri. Pentru grupul 1 avem tarotul celor 78 de uși. Pentru grupul 2 avem tarotul Gregory Scott. Pentru ambele citiri vom folosi acest oracol, Cărțile Timpului. Puteți găsi aceste seturi pe site-ul www.taroterapia.ro, unde vă invit să explorați de asemenea cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Învață tarotul în 4 ore, alegeți grupul vostru în mod intuitiv, luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi. Este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Să începem! Grupul 1, tarotul celor 78 de uși și oracolul Cărțile Timpului. Ce ar putea să iasă la suprafață în perioada următoare din ceea ce nu este spus între voi doi, între tine și persoana care te interesează? S-ar putea să afli, ascultătorule, că această persoană se ascundea și te urmărea. S-ar putea să afli într-un moment absolut surprinzător sau cu o ocazie în care nu te-ai fi așteptat să afli genul ăsta de informație. De asemenea, avem aici pe cineva care nu mai reușește să se ascundă. Cineva care este dezgolit, cineva care este descoperit. Sau cineva care începe să-ți vorbească pe un anumit subiect, după care, fără să-și dea seama, îți dezvăluie niște detalii care ție îți dau de înțeles că această persoană te-a tot urmărit în ultima perioadă. Haideți să vedem mai departe. Iată tot pe cineva care pare să se ascundă, cineva care de fapt încearcă să ajungă la această peșteră, însă este în spatele acestei stânci. Deci cineva care vrea să rămână în umbră pe cât posibil și totuși, iată, tu scoți capul pe ușă și te uiți către cineva care urmează să vină. Adică tu înțelegi, ascultătorule, ce se întâmplă cu această persoană, o persoană care nu renunță la investigațiile sale, nu renunță la demersurile sale, nu renunță la eforturile sale, da? Avem pe cineva care trebuie să descopere misterul din această peșteră. Probabil că tu, ascultătorule, n-ai fost foarte transparent în ultima perioadă, probabil că nu ai oferit cine știe ce vizibilitate acestei persoane și atunci această persoană a trebuit să se folosească de diverse tactici pentru a ajunge mai aproape de tine, pentru a ajunge mai aproape de tine cel puțin în privința cunoștințelor sale despre tine, într-o primă fază. Haideți să vedem mai departe. Persoana asta despre care întrebi tu, ascultătorule, nu se simte bine. Simte că are tot felul de neplăceri în corp, are un anumit disconfort, are un somn destul de rău pe timpul nopții, o persoană care nu are chef să facă lucrurile obișnuite și se întreabă această persoană dacă există un soi de influență malefică, ceva care ar veni din exteriorul său, o persoană care își pune întrebări. Există ceva ce, de fapt, macină foarte mult din interior această persoană. El sau ea își pune problema că există ceva în afara sa ce îl face sau o face să se simtă rău și totuși chinul este unul interior. Așadar, vorbim despre ceva ce macină foarte mult persoana asta, apropo de energia arcanei 15, dar ceva ce persoana asta spunea, parcă nu reușește să vadă direct și atunci e mai simplu să ducă responsabilitatea în exteriorul său și să spună oare cine îmi dorește mie
răul. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Până acum avem pe cineva din Vărsător, Capricorn, Leu sau Berbec, Gemeni sau Balanță, Fecioară. Haideți să vedem în continuare ce este nespus între voi doi. Această persoană ar vrea să își facă o intrare triumfală în casa ta, ascultătorule. El sau ea ar dori să facă această intrare glorioasă în viața ta, să reintre în viața ta și să se reașeze pe tronul împăratului. Iată pe cineva care are în minte să-și facă un tatuaj sau să schimbe ceva la tatuajele existente. Sau cineva care vrea să facă o schimbare care să se vadă pe corpul său. Să se modeleze, să se tonifieze, să slăbească, să schimbe ceva prin garderoba sa, să își schimbe modalitatea în care își aranjează părul și așa mai departe. Avem aici pe cineva care ține foarte mult la imaginea sa, da? Avem pe cineva care, iată, caută gratificare foarte mult din afară. Așa cum caută motive pentru supărările sale, pentru nereușitele sale, mai ales în exterior, în loc să se uite în interior, la fel și satisfacțiile și sursele de validare sunt foarte mult în afara acestei persoane. Ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, această persoană are o anumită fragilitate pe care încearcă să o îmbrace cu diverse haine, da? Din ce în ce mai strălucitoare. Această persoană are dorința de a părea ceea ce nu este, sperând că între timp va corecta acele lipsuri și că va ajunge într-o bună zi chiar să reușească să aibă acele calități pentru care se dorește apreciat și astăzi. Așadar, cineva care caută constant atenția ta, ascultătorule, sau laudele din partea ta, chiar și atunci când nu excelează în ceva anume, de asemenea cineva care urăște critica de orice fel, nu suportă să-i se spună să schimbe lucruri, e ca un fel de atac direct, da, asupra acestei persoane. Așa percepe această persoană orice încercare a celor din jur să modeleze cumva, de exemplu, comportamentul lui sau comportamentul ei. Haideți să vedem în continuare ce ar putea să iasă la iveală în perioada următoare între voi doi. Iată cartea cadoului, cartea surprizei. De asemenea, cineva care întinde brațele și strigă ajutor, iată. Flăcările sunt atât de aproape, vreau să fiu ajutat, vă rog să mă scoateți de aici pentru că altfel voi arde. Cineva care arde în interiorul său, așa cum spuneam mai devreme, iată, ceva e foarte fierbinte în interiorul acestei persoane, flăcările din Arcana 15, flăcările de la parterul casei. Ne putem gândi că vorbim de fapt despre ceva ce stă la baza personalității acestei persoane, ce în această perioadă începe să fie din ce în ce mai problematic. Adică s-ar putea să afli, ascultătorule, că această persoană nu se mai suportă, că i-a luat foc parterul casei. Adică acele lucruri pe care s-a sprijinit până acum poate o viață întreagă, acum nu mai stau în picioare, acum sunt arse, sunt făcute scrum, iar acest foc de fapt poate să ducă la o mare, mare eliberare. O eliberare care poate să fie surprinzătoare pentru tine. Simt că tu, ascultătorule, ai avea suficientă răbdare. Iată. Stai în interiorul casei și aștepți să vezi ce se întâmplă, cine îți bate la ușă, cine se îndreaptă către tine. În schimb, în energia acestei persoane, spuneam, sunt chemați pompierii.
pentru că această persoană percepe întreaga situație actuală ca pe un mare pericol. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Vă rog să-mi spuneți în comentarii cum se aplică asta pe situația voastră. Haideți să vedem și alte detalii. Iată pe cineva însăgetător. De asemenea, vorbim aici despre 10, roata norocului, din nou un indiciu despre un semn de foc. Putem avea o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de aer, un semn de foc și un semn de apă, două semne de aer, un semn de aer și un semn de pământ. Cineva în scorpion, cineva care caută vindecare, cineva care caută de asemenea un nou înțeles. E ca și cum în viața acestei persoane s-a creat un haos total și se ajunge la final de ciclu, dar suntem la cifra 10. Adică ceva trebuie să se închidă și ceva trebuie să înceapă. De aici poate și faptul că această persoană nu mai suportă acel vechi, a devenit îngrozitor pentru el sau pentru ea, da? Acel vechi a prins flăcări și acum trebuie să fie transformat și ceva nou trebuie să apară. Iată, 8, 9, 10. Sunt cel puțin vreo 2-3 evenimente care pot anunța acest final de ciclu și această transformare. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul Gregory Scott. Folosim de asemenea acest oracol, cărțile timpului, pentru citirea voastră. Explorăm împreună ce este nespus între tine și persoana care te interesează, ce ar putea să iasă la suprafață între voi doi în perioada următoare. Haideți să vedem ce a sărit aici. Un 8 de monede și un 2 de cupe. Cineva tânjește după tine, ascultătorule. Iată ce a sărit din nou, un 6 de cupe. Acestei persoane îi este foarte dor de tine, ascultătorule. Iată o persoană care își intensifică gândurile către tine, pentru că ceea ce simte devine din ce în ce mai intens. O combinație foarte frumoasă între acest 2 de cupe și acest 6 de cupe. Adică cineva care se apropie de tine cu foarte multă sensibilitate, cu foarte multă delicatețe. Cineva care vrea să te simtă aproape, vrea să-ți simtă căldura corpului, vrea să-ți simtă mirosul, vrea să te vadă. Vrea să-ți observe fiecare aspect, vrea să ia în calcul orice detaliu pe care tu îl poți transmite. O legătură între doi iubiți, dar de asemenea profunzimea din această iubire de mamă. Așadar, vorbim despre cineva care are o dorință arzătoare să fie în apropierea ta, ascultătorule, și dacă nu știi deja lucrul ăsta, s-ar putea să-l afli în perioada următoare. Haideți să vedem mai departe. În anumite cazuri, întoarcerea cuiva din trecut. Aici se actualizează o poveste care părea închisă. Iată tabloul de familie. Un tablou de familie reîntregit. În anumite cazuri cineva se întoarce acasă, mai ales pentru cei dintre voi care erau căsătoriți. Așadar, un soi de revărsare afectivă.
un soi de moment de bucurie din care parcă această persoană levitează. O întâlnire neașteptată, o discuție care poate rezolva foarte multe probleme care apăruseră între voi doi. Cineva care își manifestă dorința cu seriozitate, adică cineva care vrea să vorbească în termeni concreți despre ce ar putea să se întâmple între voi doi. Cineva care ia în calcul niște aspecte administrative, niște chestii pe care voi le aveți de rezolvat în perioada următoare. Cineva care vine și vrea să te ajute cu niște chestiuni prin casă, vrea să-ți repare ceva, vrea să meargă cu tine la cumpărături, vrea să te asculte, da? Dacă ai nevoie să te consulți pe un anumit domeniu, este acolo, este prezent. Cineva care dorește să fie foarte mult dulceață între voi doi, da? Cineva care vrea să te audă, vrea să se audă foarte mult vocea de asemenea, vrea să-ți audă timbrul vocii. Poți să spui orice îi spune, persoana asta se bucură pur și simplu că te aude vorbind. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem pe cineva din Gemeni, Pești sau Rac, Fecioară, de asemenea Taur sau Capricorn. Vorbim de asemenea despre cineva din Vărsător sau din Balanță. Așadar, persoana asta se aprinde pentru tine, ascultătorule. Și hai să vedem în continuare câteva detalii. Cineva care aleargă cu brațele deschise, plin de entuziasm, cineva care vrea să vorbească despre bucuria sa, cineva care, iată, intră în această energie a nebunului, lumea este a mea, mă simt liber, nu am nicio problemă, nu am nicio constrângere, vreau să mă joc, vreau să experimentez, vreau să fim unul cu celălalt, vreau să lăsăm clipa să își spună povestea ei. Așadar, cineva care se apropie foarte mult de tine, dar care are și mintea plină de foarte multă fantezie, da? Imaginația acestei persoane lucrează din plin și, din nou, probabil că este ceva ce tu vei afla, ascultătorule, în perioada următoare. Avem aici următoarele date de naștere, 7, 17 sau 27, 9, 19 sau 29, 3, 13 sau 23, 5, 15 sau 25, 1, 10, 11, 20, 31 sau 30, persoane născute în luna martie sau în luna ianuarie sau în luna aprilie sau în iunie sau în octombrie sau în luna noiembrie, această persoană iese din hruba sa, da? Această persoană iese dintr-o perioadă de însingurare. O perioadă de însingurare sau o perioadă în care a stat la distanță, în care această persoană a ajuns la niște concluzii. Și a ajuns la o concluzie esențială în legătură cu tine. Nu dorește sub nicio formă să se îndepărteze de tine, ascultătorule. Nu dorește sub nicio formă să plângă în lipsa ta. Așadar, cineva care poate a încercat să plece sau a încercat să prioritizeze alte lucruri și nu relația cu tine și care a înțeles prin ceva foarte dureros că nu dorește să stea departe de tine. Pentru că e ca și cum această persoană își suportă statul în singurătate, dar nu suportă statul în singurătate știind că nu s-ar putea întoarce la tine. Și s-ar putea ca această persoană să puncteze aceste aspecte în perioada următoare. Haideți să vedem în continuare ce apare aici.
cineva din leu, iată cineva din fecioară, cineva din pești. Haideți să vedem care sunt mesajele. Pentru unii dintre voi, în următoarele 5 săptămâni, veți afla că cineva își eliberează puterea din inimă, adică cineva exprimă sentimentele sale. Alții dintre voi veți afla că această persoană a găsit niște răspunsuri importante, că s-a apropiat de centrul său și că deci din acest spațiu poate să-ți vorbească altfel, ascultătorule, poate să se raporteze la tine în mod diferit. O altă informație pe care o avem aici este că veți culege niște roade, că în următoarele 6 săptămâni până la 6 luni s-ar putea să aveți niște fructe extrem de mari și extrem de bogate, care au legătură cu ceea ce voi ați plantat în această relație, pentru această relație. Haideți să mai aflăm niște detalii. Cineva din vărsător care înțelege că trebuie să treacă la acțiune, sau cineva dintr-un semn de aer care înțelege că trebuie să treacă la acțiune. În următoarele 9 zile veți afla că ceva s-ar putea finaliza. Haideți să vedem mai multe detalii. Pentru persoanele născute miercurea sau pentru persoanele din gemeni va exista o negociere. Va exista o discuție care are rolul de a echilibra lucrurile și de a vă pune pe fiecare dintre voi într-o postură ceva mai realistă. Avem aici persoane născute dimineața sau persoane născute de asemenea seara. În următoarea săptămână, mai ales pentru cei dintre voi într-un semn de foc sau pentru cei dintre voi care interacționează cu o persoană dintr-un semn de foc, s-ar putea să observați că există o inițiativă surprinzătoare din partea acestei persoane. Haideți să vedem mai departe. Împărăteasa, îndrăgostiții și regina de cupe. Adică ceva devine extrem de flexibil între voi doi. E ca un soi de curgere. După o perioadă în care ați simțit că, de fapt, erați într-un soi de blocaj. Vorbim aici, de asemenea, despre cineva din balanță sau din taur care ar putea interacționa cu un semn de apă sau cu un semn de aer. Îndrăgostiții, energia din mijloc, adică o regăsire, o reuniune, pentru unii dintre voi o împăcare, pentru alții dintre voi o discuție despre viitorul acestei relații, dar și reciprocitatea dintre voi doi, da? Care este din ce în ce mai mare. Lucrurile nu mai vin doar de la un singur partener și se duc către celălalt. Lucrurile vin din ambele părți, iar asta schimbă energia relației voastre. Cineva care caută de asemenea să-i spui niște vorbe bune, ascultătorule, da? Cineva care își dorește câteodată de la tine acea energie extrem de iubitoare, amicii sirene. Cineva care atunci când se rănește sau este în pericol, da, își dorește ca tu să fii acolo. Dar cineva care își dorește ca tu să fii acolo nu doar în momentele sale rele, ci și în momentele sale de sărbătoare. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!